Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom vorbi despre viața Sfintei Cuvioase Eufrosina. Sfânta Cuvioasă Eufrosina a trăit în Alexandria, în vremea împăratului Teodosie cel Mic, secolul V. Ea a fost rodul străduinței în rugăciune către Dumnezeu a părinților ei, care i-a binecuvântat cu nașterea de prunci după o vreme îndelungată. La vârsta de 12 ani, Eufrosina a devenit orfană de mamă, rămânând sub ocrotirea tatălui său, Pafnutie, împlinind vârsta de 18 ani și nevrând să se căsătorească, Eufrosina a părăsit în taină casa părintească și, îmbrăcând haine bărbătești, a intrat într-o mănăstire de monachi. Starețul a primit-o, punând-o sub ascultarea părintului Agapit. Până la sfârșitul vieții sale, vreme de 38 de ani, Sfânta Eufrosina avea să trăiască în acest așezământ monahal, dobândind o viață duhovnicească îmbunătățită, fără ca cineva să cunoască faptul că este femeie. Dumnezeu a rânduit în chip minunat ca tatăl Sfintei, Pafnutie, să vină în această mănăstire pentru a primi sfaturi duhovnicești, în vreme când aceasta se apropia de obștescul sfârșit. Starețul i-a îndrumat pașii tocmai către cuvioasa, care în tot acest timp fusese cunoscută ca monahul Smaragd. Recunoscându-și tatăl, care i-a împărtășit acesteia durerea pentru fica pierdută în urmă cu atâta timp, cuvioasa l-a îndemnat să nu deznădăjduiască, pentru că își va vedea din nou fica. Sfânta Eufrosina i-a spus atunci tatălui său să revină în mănăstire peste 3 zile. Când Pafnutie a venit din nou, Sfânta Eufrosina se afla pe patul de moarte. Atunci Sfânta i-a mărturisit lui Pafnutie că este fica sa. Pafnutie a fost marcată atât de profund de această întâmplare minunată, încât după moartea fiicei sale a hotărât să îmbrace el însuși haina monahală, trăind în această mănăstire până la sfârșitul vieții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem cu bine și la alte filmări.